Ce faci, Antonio? Salut! Antonio, eram de la Netopia, cel mai important procesator de plăți din România, încă? Da, încă, da. Și creștem. De cât timp? De cât timp suntem cel mai important? Din prima zi, of course, obviously, din 2010. Te-ai pus braces? No. Sau ai accent american, că stai mai mult pe acolo? Nu mai e, gata, nu mai stau. M-am mutat din state, sunt aici, în țara mumă. Pentru unii mumă, pentru alții Eldorado. Dar ce lucrezi acum, că văd un tricou pe tine? Ah, Bitcoin. We trust crypto. Dă-te-o să vezi, să vadă mai bine, zic. Yes. Intrați pe www.bitcoin.bitcoin.bitcoin. No. La ce lucrez, știi, proiectul nostru cu wallet-ul, primul wallet mobil, da? Tocmai am lansat noi versiunea numărul 2. Suntem super, super happy pentru că am muncit cam un an jumate la ea. Avem acum o platformă total nouă, super cool, avem niște idei fantastice. Pentru cei care nu te recunosc, da, să dau oamenilor un pic de context. Așa, ne vorbim mult despre digital, el face digital, da? Doar foarte digital, ne facem conținut peste digital, tu inventezi chestii în digital și faci platforme, da, și soluții pe care ajungi să le folosească și alte companii. Ești un pionier pe partea de plăți. Din câte știu, ai făcut primul wallet cu Mastercard la un moment dat? La început, primul wallet a fost cu Mastercard, pe care am detașat de ei și am rămas singur, ca să spun așa. Iar acum, cu noua versiune, de fapt ce am făcut, am pregătit terenul, fiindcă vrem să construim ceva care va face disruption în piața de... Zi disrupe, acolo e ok. O să mă ia ăștia că vorbesc limba română aiurea. Da, și eu zic disrupe, că nu am găsit un cuvânt în limba română. O să-i rupă, nu știu. Să-i rupem, da. Ceea ce vrem să facem este vrem să schimbăm conceptul, cel puțin pentru millennials, dar nu numai pentru ei. Vrem să schimbăm conceptul de cum se face banking, cum se fac plăți, cum se face totul în partea de fintech. Asta încearcă și Revolut. Cât de curând o să vezi ceva și la o mare bancă din țara noastră? Mai faci și tu una? Vine schimbarea sau ne canibalizăm unii pe alții? Păi nu. Fiecare o să aibă loculețul lui, ca să spun așa. Revolut e unicorn, n-ai ce să faci. O bancă... Cum adică n-ai ce să-i faci? Unicorn, n-ai ce să-i faci? Tu ai fi vrut să fii unicorn? Păi nu, eu o să fiu unicorn. O să fiu primul unicorn de fintech din România. Asta e ideea. Hashtag primul unicorn de fintech din România. Future unicorn. Noi vrem să facem cu totul altceva. Efectiv, vrem să construim o platformă open de plăți și de servicii financiare. Deci noi am construit ecosistemul. După care oricine care este în zona asta se poate înființa și plugin la ce am făcut noi, da? Să înceapă să folosească utilizatorii noștri, să aducă noi utilizatori și mai departe. O să fie o soluție care este nu doar de plăți, o soluție financiară completă. Hai, dă-mi un exercițiu, un studiu de caz. Vrei să ajuți pe Vasile să cumpere ce, de la cine, cum? Hai să-ți dau cel mai cool exemplu, da? Știi foarte bine că ieri a fost în Camera Deputaților, în presa odată și la legea cashback, puseseră un plug de 10.000 de euro pe an la comercianți care să accepte plata cu card, să accepte card, da? Deci asta era într-un fel, legea spunea într-un fel, un fel de obligativitate a comercianților care aveau cifră de afaceri peste 10.000 de euro să accepte POS-uri, să accepte carduri. Asta însemna că practic electronizezi, cum vrei să-i spui, și orașele de mâna de categoria 2, adică nu doar mali poli economici, la țară, comune, chestii, îi duceai în zona asta digitală. Ce au făcut deputații noștri, Parlamentul României, că, na, au zis, suma nu e de 10.000, ci de 50.000. Făcând doar chestia asta... Asumble cash-ul mai bine la țară. Cash, a rămas iarăși cash. Deci noi rămânem în mentalitatea de cash, ok? Și cum schimbi tu asta? Cum schimb asta? Dau la o parte tot ce înseamnă schemele de plată tradiționale. Construiesc eu o schemă nouă de plată. De acceptare. Nu pot să-ți dau chiar toate detaliile. O să meargă Bitcoin pe ea? O să meargă și Bitcoin pe ea. Da? Da. Poți să-mi iau shawarma pe Bitcoin? Poți să-ți iei de pe acum shawarma pe Bitcoin. Unde? Cum? Sunt comercianți care acceptă de la noi plata cu Bitcoin, la magazine. Cristor Kebab. Nu încă, dar ar putea să fie o idee. Dar de ce ți-ai dat Bitcoin pe... De ce ai plătit cu Bitcoin shawarma? Atunci de ce n-aș da iota ca să-mi iau... Ai putea să faci... lucrăm, de exemplu, să avem o schemă investițională pe Bitcoin. Pentru oamenii care...
în loc să pună un depozit la bancă 1% dobândă 2%, o mică parte din banii pe care vrea să-i save, să-i pună deoparte, noi vom pune în cryptocurrency sau alte instrumente financiare de... Da. Vrem să facem educație financiară? Vrem să... Unde? Cum? Uite, ne facem conținut video. Când vii să faci cu noi educație financiară? Noi vorbim cu milioane de oameni în fiecare lună. Tu cu cine vorbești? Că voi vorbiți între voi în industria voastră, dar eu acum aud că tu faci ceva pe Bitcoin. Cum? Și, și că wallet-ul tău va fi deschis și așa mai departe. Stai un pic. Noi suntem cel mai mare procesator de Bitcoin din România. Jesus Christ. De 3 ani de zile, în momentul de față, noi acceptăm plăți... Noi de... cine? Noi, Netopia. Deci noi avem procesare de Bitcoin în ca produs oferit oricărui sat de e-commerce, dar și brick and mortar, de 2 ani, de 3 ani de zile, în momentul de față procesăm 1 milion de euro în Bitcoin, pe lună. Nu știai chestia asta? Cine procesează plăți în Bitcoin pe platformele voastre? Ce fel de comercianți? Jesus Christ, avem mii de comercianți care acceptă. Din România? Din România. În afară de PC Garage, că nu mai știu încă unul. F64? Acceptă Bitcoin când cumperi aparat foto. Da. Altceva? Vola, turism. Hai să-i promovăm ca să încurajăm și pe alții să... Bă, dacă vrei, facem o chestie în care ți-i dau pe toți. Nu mă lua pe mine bine. Eu sunt a little bit of an architect of the system, da? Deci pe mine mă interesează să fac alte chestii în care înseamnă țin de strategie, în felul, în direcția în care mergem, arhitectura sistemului și mai departe. Dacă vrei, pe partea de sell, cine efectiv primește, îți trimit o listă și te duci, vorbești cu ei sau îi chemăm, facem împreună. Ideea este că a început să prindă tracțiune, da? Și paradoxal, sunt oameni care au Bitcoin sau au cripto și care vor să-l cheltuie. By the way, chiar în probabil într-o lună, maxim două, vom accepta pe lângă Bitcoin și Ethereum. Da? Asta probabil... Well, există mai multă lume care are Ethereum decât Bitcoin, ca să spun așa. Ce părere ai de ultimul dip? Sunt iarăși aceleași discuții, FOMO și FUD în industrie, în piață mai degrabă. Sunt o grămadă care spun că se va duce și mai jos, alții spun că nu, mai jos de ta nu pleacă și de aici înainte va fi 20.000. Discuțiile de genul ăsta vor dura mii de ani și nimeni nu are. Fiecare este holderul adevărului absolut, dar la final, de fapt, nimeni nu are dreptate. Acum, stai să-ți spun... Pe care adevărul? Undeva? Ori crește, ori scade. Sau stă pe loc? Băi, $6.500 e ok? Hai să ne înțelegem. Cât era anul trecut în august? Hai să nu vorbim despre istoric. Hai să zicem azi. E ok la 6500 azi? Anul trecut în august era 3000, da? A ajuns pac 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 10000 și după care a explodat în media, nebunie până la maxim 20.000. Wow, toată lumea foma cât a putut, aruncați cu bani, știi oameni care și-au luat credit la bancă să-și cumpere Bitcoin la 19.000. Știi, și acum plâng, îți dai seama, evident. Dar dacă te uiți pe linia de creștere, pe curba de creștere, undeva între 6 și 8 mii este prețul normal pe trendul pe care îl avea. Deci noi, de fapt, am avut așa un spike și acum ne-am dus din nou și creștem cum trebuia. Da? O să continue creșterea. Eu cred că e inevitabil să continue creșterea. Doar că... Formulați asta cu subiect și predicat-te la cameră și zi. Eu cred că va crește în continuare. Bitcoin. Bitcoin. Și toate semnele sunt că va crește. Acum să-ți dau o predicție cât va fi la sfârșitul anului și mai departe, nu o să-ți dau. Unii spun 14.000, alții 20. Poate să fie și 20, poate să fie, probabil o să fie undeva între 12 și 20, zic eu. N-are cum, da? Acum, uite-te, sunt semne, investitori de pe Wall Street au început să facă, Goldman Sachs își face divize, tra-la-la, lumea e interesant. Aceiași oameni care până mai recent spuneau că nu vă băgați bani acolo, că probabil cumpărau ei ieftin. Mi se pare normal, exact. Tu n-ai face la fel? Adică... Un pic de diversificare nu strică. Când e șeful de la Goldman Sachs, da? Și știi că atunci când vei ieși pe CNBC sau pe Bloomberg TV și spui ceva, lumea ia chestia de bună. Omul a venit, a spus ceva, s-a prăbușit și el era pe short acolo, a shortat frumos și a scos câteva zeci de milioane și a plecat. Acum, pentru că Bitcoin încă nu e security? Este și security. Dar nu-i urmări la fel? Da, sau îl poți prinde că a manipulat piața? Nu, n-ai. Evident, n-ai. Anonimitatea este built-in, right? So... În Bitcoin nu? Aproape. E quasi anonim. Mai are să fie total anonim, dar e acolo.
Acum, știi, sunt o groază de oameni care spun, a, Bitcoin nu o să trăiască, o să aibă viață așa, o să scadă, e un scam, e un bubble, e un Ponzi scheme, e un... Întrebarea mea este foarte simplu. Păi dacă ești atât de sigur că o să cadă, de ce nu shortezi pe el? Pune, frate, un short la 5.000. Adică la... pariază că o să pice ca să câștigi din el chestia asta. Câștigi din chestia asta. Tu că ești, adică, dacă tu ești convins că o să crească, pune-ți, frate, 1.000.000 de euro, 2, 5, 10, dacă ești mare bancă sau mare fond de investiții sau mare Goldman Sachs sau whatever, pune un short din ăsta pe 300 de dolari și vei face catraliană dacă ești băiat deștept. Ai auzit pe cineva că face? Nu. Why? Well, poate că există totuși ceva în spate. Nebunia asta este. Dar, te pasionează și domeniul ăsta? E bine. Payment, crypto, oricum. Eu cred lucrăm, că ce... Noi lucrăm la... Deci, ok, noi avem cea mai mare parte de procesare. Acum lucrăm, avem în lucru exchange-ul nostru. Un exchange al vostru. Dar eu pot acum în wallet-ul tău să pun Bitcoin dacă vreau? Nu încă, nu încă. Păi, lipsește țară... chestia asta. Să pun în wallet-ul tău și să mă duc la Carrefour, că știu că lucrez cu ei, să pot să mă să-mi iau ouă pe Bitcoin. Poți să faci chestia asta, doar că aveam nevoie de exchange, ok? Fiindcă e mult mai ușor să facem exchange-ul local decât să-l fac pe un Bitstamp sau pe un Kraken sau pe... Da, faci un exchange pe bune sau doar te afiliezi la ceva? Facem un exchange pe bune. Exchange pe bune. Păi avem lichiditate. Față de celelalte exchange-uri care sunt în România, noi avem lichiditate de 1.000.000 de euro pe lună. În Bitcoin. E un început bun. Mai avem CoinFlux, mai avem CryptoCoin.pro, da. Și ce mai e? Păi nu, stai un pic. CoinFlux, în primul rând, e un trader. E un broker. Deci okay. Tu dai bani și el îți ia de la așa. CryptoCoin, iarăși, e broker, nu face exchange. Exchange-uri, singurul exchange erau ăștia de la BTC Exchange. Ăștia era singurul exchange. Ca lumea pe bune. Acum și ei, da. Well, când ai o țară în care vine unul și spune, el recomandă să nu știu ce și a doua zi... Unul care e guvernator până una alta, la ceva, da, o bancă centrală... Și ceilalți a doua zi sar din așa și închid conturile, e puțin probabil să poți să faci un business. Deși ilegal, nu e ilegal. Știu, exact. Deci asta a fost și discuția. Pentru că și la noi au venit, bineînțeles, băncile să spună, bă, știți, trebuie să închidem contul. Și ne-am dus peste ei, asta ți-o spun așa... Rămâne între noi. Rămâne doar între noi. Am dus și am spus, prieteni, dacă voi aveți cohone să închideți treaba asta, noi o să facem un scandal cât China. Și, nu ne-au închis. Ne băgăm și noi, facem și noi scandal. Antonio, mă bucur că ai venit. E întotdeauna o mare plăcere să vorbesc cu un antreprenor român care are cohone să ducă și afară. S-a dus până în Mexic. Cohone s-a oprit în Mexic, cohone sau s-a întors? Nu. În Mexic abia ne-am încălzit. Față de ce se va întâmpla în Mexic. Păi de-aia zic că e mai subțire cu America. Eu știu că și... Păi nu, America... Până și rușilor le e frică de mexicani. Da, mă, dar știi care e faza? Știi care este faza cea mai mișto? Că este o similaritate atât de mare între mexicani și români, nu vrei să știi. Adică suntem la fel. Suntem, numai că vorbim și limba aia, aproximativ. Unii trăiesc mai la frică, alții mai la căldă. Dar în rest suntem... Ei sunt români, noi suntem mexicani, înțelegi? Muchísimas gracias, Antonio. De nada. De nada. Estás una mala... No, estás muy grande, muy importante. Muy. See you soon, my friend. Merci mult. See you soon. Pa.